Bun. Deci, în cele ce urmează, o să discutăm despre aritmiile ventriculare. Aritmiile ventriculare, ce e în primul rând demn de menționat, este că foarte frecvent sunt amenințătoare de viață. Da? Sunt tahicardii ventriculare susținute. Ce înseamnă asta? Înseamnă că durează mai mult de 30 de secunde. Da? Fibrilația ventriculară și torsada vârfurilor, care e o formă particulară de tahicardie ventriculară. Da? Atenție! Tahicardia ventriculară poate să apară și pe cord structural normal. Inclusiv fibrilația ventriculară, inclusiv tahicardia ventriculară, pot să apară pe un cord structural normal la un pacient tânăr. Și pot să apară din diverse contexte. Poate să fie niște canalopatii, poate să fie o situație de asta de hiperactivare catecolaminergică, poate să fie pur și simplu ceva idiopatic, fără să am o cauză clară. Dar pot să apară aritmii ventriculare chiar cu moarte subită cardiacă pe un cord normal, fără să fie ischemic, fără să fie cu valvulopatii, fără să fie remodelat, hipertrofiat, fibrozat și așa mai departe. Da? În timp ce flutterul atrial nu poate să apară niciodată pe un cord normal, doar pe cord patologic. Asta să țineți minte că e o chestie foarte importantă. De ce apare disociația? Păi pentru că e un focar ventricular care nu mai ține cont de impulsurile care vin de la nivel atrial. Atriul descarcă, da, nodulul sinusal poate să fie funcțional și să descarce impulsuri care să ajungă spre nodulul atrioventricular, dar astea nu mai au cum să fie conduse pentru că nodulul atrioventricular preia el comanda, focarul ventricular, pardon, preia el comanda, el devine șef. Da? Frecvența lui depășește pe cea de frecvența lui o depășește pe cea de exact, pe cea de depolarizare de descărcare a nodului sinoatrial și în felul ăsta impulsurile venite de la nivel atrial și o să vedem că apar când și când pe uri conduse. Adică când și când există complexe QRS înguste care se numesc capturi ventriculare sau fuziune între un complex care este condus pe calea normală și unul care este ventricular. Și ăla se numește fuziune ventriculară. Bun, deci vedeți aici la Alex, da, în imagine, astea sunt niște bătăi care sunt cel mai probabil, asta de sus este o captură și asta de jos este o fuziune. Da? Deci vedeți că unde sunt complexe foarte largi, da? Și practic e o tahicardie ventriculară care la un moment dat permite o bătaie care este condusă, este cu P în față, practic este plecată pe calea normală din nodulul sinusal către nodulul atrioventricular și condusă la nivel ventricular, da? Și asta este o bătaie de captură, iar în partea de jos este o fuziune. Adică are undă P care este după QRS, este fuzată cumva cu QRS-ul, aici asta este undă P, imediat undă T, pentru că este o combinație între acest complex și un complex condus normal. Da? Bun, deci vedeți în situația asta că este o combinație între cele două. Și după această fuziune de aici de jos, din traseul de jos, practic apar tot două capturi. Aici avem, în fața exact. Lor, practic sunt două capturi. Să exact, un complex astea normal. Sunt două capturi în și după aia vedeți că e din nou un complex larg. Da, exact. Și aici din asta nou e din nou un complex ventricular. Exact. Întotdeauna când găsiți așa ceva, astea sunt elemente clare că e o tahicardie ventriculară, nu o tahicardie supraventriculară. Fibrilația ventriculară, pe de altă parte, este clar fără activitate mecanică. În fibrilația ventriculară e stop cardiac fără discuție, este o catastrofă, da?
Și vedeți în imagine, beta-blocantul poate să oprească tahicardia ventricolară, esmololul, da? În situațiile alea în care poate să oprească. E, nu e foarte frecvent utilizat, dar poate să oprească. Da? Revenind la fibrilația ventriculară, aici aveți un strip de fibrilație ventriculară. Vedeți că nu mai există. E un fel de înregistrare de la Vrancea, de la centrul seismologic. Nu mai are niciun fel de... e totul anarhic, nu-ți mai dai seama că sunt complexe QRS, că e ceva catastrofal. O să mai vedeți niște imagini imediat și mai rele de atât. Bine, mă rog, nu se poate mai rău de atât, că e fibrilație ventriculară oricum ar fi. Nu există nicio organizare. Rare ori poate să iasă pacientul din fibrilație. Din tachicardie ventriculară să știți că poate să iasă spontan. Din fibrilație ventriculară extrem de rar să iasă spontan. Marea majoritate, dacă nu se intervine urgent și să se producă defibrilarea electrică, pacientul moare. Da? Singura opțiune este defibrilarea electrică. Aici nu mai discutăm de stai că-i dăm esmolol, stai că-i dăm nu știu, nu mai există altă opțiune în afară de șoc electric. Da? Atenție, șoc electric de obicei 360 de juli, fără discuție. O să vedem la stopul cardiac. Bun. Dacă apare la una, două zile după infart, e posibil să nu fie nevoie de profilaxie, adică produc resuscitare, fac defibrilare electrică și ulterior pacientul va fi ok. Nu va avea nevoie de defibrilator implantabil. Dacă apare la mai mult de două zile după infart, înseamnă că există o sechelă semnificativă care va produce un risc uriaș de repetare a acestor episoade de defibrilație ventriculară și de moarte subită cardiacă, motiv pentru care trebuie să instalezi un defibrilator implantabil. Adică pacientul să aibă acel dispozitiv cu sonde introduse la nivel cardiac, care în momentul în care detectează o astfel de tulburare de ritm, dă un șoc electric intracardiac care resetează sistemul electric al inimii. Da? În context imediat post-infart, aceste tulburări de ritm ventriculare sunt cea mai frecventă complicație acută post-infart. O să vedem la cursurile de infart că sunt complicații imediate și complicații mai la distanță. Dintre complicațiile imediate, poate cele mai frecvente sunt aceste complicații aritmice și asta înseamnă aritmiile acestea ventriculare, care pot să fie, de fapt, chiar niște aritmii de reperfuzie. În momentul în care țesutul ăla miocardic a fost ischemiat și o parte din el necrozat, dacă prin țesutul ischemic se revine fluxul de sânge, se reperfuzează, în acel țesut s-au acumulat markeri de inflamație, de markeri de ăștia de sau mă rog, elemente de detritus celular și așa mai departe. Toate alea pot să ajungă în sânge și multe dintre ele sunt proaritmogene și determină aceste aritmii de reperfuzie. Motiv pentru care nu trebuie să ne speriem foarte tare de ele dacă apar imediat după infart, dar să știți că sunt o cauză mare de mortalitate la acești pacienți. De aceea pacienții imediat post-infart, cel puțin 48 de ore, trebuie monitorizați cu foarte mare atenție în unități de terapie intensivă coronarie, iar dacă trec mai mult de 48 de ore, riscul de astfel de aritmie este mult, mult scăzut. Însă, dacă apar după 48 de ore, este un risc mare de stop și dacă se întâmplă în spital, bineînțeles, se încearcă defibrilarea, recuperarea, se obține recuperarea pacientului și atunci se montează defibrilatorul implantabil obligatoriu. Și spuneam că defibrilatorul are un butonaj care îl spune dacă să urmărească un ritm sincron sau să dea un șoc electric asincron. E,
în situația în care am o fibrilație ventriculară, nu am ce să-mi pun problema de șoc sincron, că nu are ce, cu ce să se sincronizeze. Dacă apăs butonașul ăla, s-ar putea ca defibrilatorul să nu descarce. Să nu funcționeze, nimic. Da, exact. Și să știți că s-au întâmplat foarte multe, din păcate, astfel de situații în teren, ca să zic așa, în afara spitalelor, în care au fost utilizate diverse dispozitive din astea automate, dar care nu erau setate foarte clar să dea șoc electric asincron direct, ci aveau acel buton de sincronizare. Și butonul ăla de sincronizare practic făcea ca defibrilatorul să nu funcționeze dacă era apăsat. Și multă lume spunea, domne, a, păi e stricat defibrilatorul, ce dracu fac acum? Păi nu, nu e stricat defibrilatorul, ci este acționat acel buton care îl împiedică să acționeze, pentru că el caută cu disperare să găsească un ritm, de obicei un ritm supraventricular, un ritm regulat prin care să, pe care să îl defibrileze. Iar în momentul ca să care, evite, ca să evite un RPT, nu? Ca să evite un RPT, exact, exact, da, da, da. Exact. El încearcă să caute să evite un RPT, adică nu să dea șocul. Să nu producă el o fibrilație ventriculară. Ventriculară, exact. Dar dacă ești într-o fibrilație ventriculară, pe ce să mai strici? Eu nu mai am nevoie de sincronizare, am nevoie să dau un șoc puternic care să ardă, practic, să prăjească acele focare ectopice ventriculare care au început să preia, e vorba de tachicardia ventriculară fără puls, exact, în schema descrisă aici, da? Tachicardia ventriculară inductoare de stop cardiac, da? Bun, și bineînțeles că facem defibrilare, continuăm CPR-ul și dacă nu avem răspuns, administrăm adrenalină, da? Epinefrină, 1 mg la fiecare 3-5 minute și administrăm din nou șocuri, bineînțeles între șocuri facem masaj. Bun. În cele ce urmează o să discutăm despre sindromul Brugada, una dintre situațiile mai particulare, un sindrom destul de rar, cu implicații foarte periculoase. Sindromul Brugada este de fapt o canalopatie. Vă spuneam eu data trecută că aceste aritmii ventriculare maligne pot fi generate și în contextul unor situații mai rare, nu doar în cazul situațiilor ischemice, acute sau cronice, nu doar în cazul tulburărilor hidroelectrolitice, ci și în cazul unor situații mai rare, cum ar fi aceste canalopatii. Poate cea mai cunoscută dintre canalopatii este acest sindrom Brugada, care a fost descris de cardiologul cu același nume, de Josef Brugada, practic a fost diagnosticat la pacienți care au făcut, atenție, fibrilație ventriculară, o fibrilație ventriculară inițial fără cauză clară, adică fibrilație idiopatică, pe un cord structural normal, deci fără să fi avut malformații, fără să fi fost ischemic, da? Prima dată a fost deschis la bărbați tineri din Asia de Sud-Est, și s-a observat că apar niște modificări EKG care sunt cumva caracteristice acestui sindrom, fie spontan apărute, fie provocate de un antiaritmic de clasa 1, de flecainidă sau, și mai frecvent și caracteristic acestui sindrom, de ajmalină. Da, special utilizată pentru acest diagnostic. Da? Deci dacă există o suspiciune de sindrom Brugada, utilizarea ajmalinei ar releva această imagine din partea dreaptă. Da? Imagine care reprezintă ce? Reprezintă de fapt un bloc de ramură dreaptă,
da? Cu RS, R prima, acest aspect de bloc de ramură dreaptă, însă cu o particularitate, cu o supra-denivelare de este concavă, da? Care, atenție, poate fi confundată uneori cu o supra-denivelare de natură ischemică, da? Dar, repet, și fiți foarte atenți, e vorba de pacienți tineri cu corp structural normal. Deci nu prea are și, bineînțeles, care nu au niciun fel de simptomatologie. Deci pacientul nu va avea durere, nu va avea niciun fel de simptomatologie și va fi de obicei depistat întâmplător. Foarte important, apropo de venele periferice. Dacă administrăm, cum e, spre exemplu, situația stopului cardiac prin asistolă, care necesită, o să vedem, administrare de adrenalină. De adrenalină, 1 mg la fiecare 3-5 minute. Tips and tricks. Administrăm adrenalina, să zicem că suntem în situația asta și noi facem masaj cardiac și spunem asistentei, suntem cu asistenta care ne ajută și spunem asistentei, ai prins linia venoasă? Da, am prins linia venoasă, perfect, rupe o fiolă de adrenalină, trage-o în seringă și injectează-o repede 1 mg intravenos. Perfect. Dacă am injectat acea adrenalină, dar nu fac încă ceva, s-ar putea ca adrenalina aia să rămână în vena aia periferică. Ce înseamnă acel ceva pe care trebuie să-l fac? Înseamnă repede, repede, după acea adrenalină, o seringă mare sau chiar o pungă de perfuzie, de ser fiziologic, care să fie legată la acel abord venos, la acea branulă, și injectat repede un bolus de ser fiziologic imediat după adrenalină. De ce? Pentru că eu trebuie să ajut adrenalina aia să ajungă din periferie la nivel central. Dacă am un cateter venos central care ajunge foarte repede în cord, da, practic substanța administrată pe acel cateter venos va ajunge imediat în atriu drept, atunci nu mai e o problemă. Dar dacă sunt în periferie și pacientul este în colaps vascular, el practic stop cardiac cu asistolă, nu mai are tensiune, eu îi fac masaj cardiac și obțin o tensiune arterială acceptabilă, să zicem, prin intermediul masajului. Dar întoarcerea lui venoasă va fi foarte dificilă, mult îngreunată, că nu, oricât de bine aș face eu masaj, nu pot să suplinesc în totalitate cordul. Da? Voi face acest masaj, dar voi administra adrenalina urmată de un bolus de ser fiziologic care pur și simplu o să o împingă mai departe în circulație, să o împingă cât mai aproape de structurile vitale, da? Cât mai aproape de cord, bineînțeles.